Salam aleikum, pace vouă. Diferite persoane, eu cred bine intenționate, din păcate sunt necunoscători a islamului, spun că musulmanii nu au voie să-și sărbătorească ziua de naștere pentru că este o inovație, bida în limba arabă, sau pe motiv că profetul Muhammed, pace asupra lui, nu și-a sărbătorit ziua de naștere. La prima impresie aș putea fi de acord cu ei, dar să vedem faptele. În primul rând, nu poate să fie o inovație în islam, deoarece nu este un act religios sărbătoria zilei de naștere. Nu este un act de adorare. Pur și simplu, nu schimbă nimic din islam. Nu contravine Coranului și nici tradiției profetului Muhammed, pacea asupra lui. Acum, ar putea spune lumea că profetul Muhammed, pacea asupra lui, nu și-a sărbătorit ziua de naștere niciodată. Sau să amintească hadisul în care spune că el ținea post de ziua lui în fiecare săptămână. Cert este că nu se știe exact ziua de naștere a profetului Muhammed și tot cert este faptul că în acea vreme arabii nu-și sărbătoreau ziua de naștere și nici nu însemnau zilele de naștere. Astea sunt fapte istorice. Referitor la faptul că profetul nu și-a sărbătorit ziua de naștere, vreau să vă spun un banc. În Anglia, un musulman face cu mâna la un taxi. Acesta oprește. Musulmanul se urcă în taxi și spune adresa de destinație șoferului. Acesta pleacă și pornește radioul pe un post de muzică. Musulmanul spune șoferului: șofer, oprește imediat muzica, fiindcă profetul Muhammed nu asculta muzică. Șoferul, normal, oprește muzica și la câteva clipe oprește mașina la marginea drumului. Musulmanul întreabă de ce a oprit. Șoferul spune: domnule musulman, nu am ajuns, dar vă rog să coborâți, pentru că profetul Muhammed nu călătorea cu taxiul. Râdem și glumim, normal, suntem oameni inteligenți, dar sărbătorirea zilei de naștere este o problemă a fiecărei persoane și nu este o problemă de religie.